Putem începe, probabil, da? Toți sunt pregătiți? Bună ziua, stimați reprezentanți ai presei, dragi colegi și tuturor celor care au auzit vreodată de piatra de Coseuți. Când zicem piatra de Coseuți, la ce ne gândim? Localitate. Piatra albă. Când zicem piatra de Coseuți, ne imaginăm un obiect sau o construcție inedită, care prin definiție posedă niște caracteristici deosebite. Textură, culoare, percepție estetică, rezistență în timp și este unică prin faptul că se găsește doar la Coseuți. Reputația pietrei de Coseuți a fost recunoscută de-a lungul timpului și nu poate fi pusă la dubii și toți cei care doresc să cumpere această piatră sunt dispuși să achite un preț mult mai mare în defavoarea altor produse din aceeași categorie la prețuri mai accesibile. Situații similare reprezintă și renumitul vin spumant șampani sau coniacul. Cu siguranță, multe țări produc băuturi asemănătoare, însă fiecare posedă caracteristici specifice zonei geografice și ele urmează a fi valorificate în modul corespunzător. De exemplu, noi ne lăudăm cu divinul din Republica Moldova. Nu-i așa? Prin această descriere am vrut să exemplific ce reprezintă indicațiile geografice și denumirile de origine. Cu siguranță, produse cu indicație geografică au o gamă mult mai largă și de cele mai deseori sunt asociate de către consumator cu produsele tradiționale, alimentare, agricole, băuturi, în care indicația geografică este legată de caracteristicile inedite datorate fie solului sau climei, de exemplu în cazul băuturilor cu vinurilor cu indicație geografică, fie unei combinații dintre factorii naturali și metodele de prelucrare tradiționale aplicate în acea regiune. De exemplu ar fi brânza de popeasca sau dulceața din petale de trandafir din Călăraș. Avantajele acestui sistem relativ nou pentru Republica Moldova constau în faptul că producătorii pot obține profituri mult mai mari pentru produsele care posedă caracteristici deosebite, inedite, datorate în mare parte originii geografice, iar consumatorii au acces la produse de calitate garantate atât de către producător, cât și de către stat. Cu cât mai limitat, cu atât mai căutat și mai scump. De exemplu, un vin cu indicație geografică din Franța este comercializat la un preț de 3-4 ori mai scump decât unul obișnuit. O situație interesantă reprezintă Marani din Georgia, care reprezintă o așezare străveche care ulterior a luat forma unei companii producătoare de culturi vechi de struguri și viță de vie. La intrarea pe teritoriul acestei companii, care deține circa 300 de hectare de viță de vie, sunt amplasate puncte de control care verifică minuțios strugurii și materialul săditor. Deci acest exemplu ne demonstrează că indicațiile geografice, denumirile de origine, reprezintă un indicator important al calității produselor. Experiența țărilor
care au un sistem al indicațiilor geografice, denumirilor de origine și specialităților tradiționale garantate, dezvoltat și care funcționează deja de mai multe sute de ani, cum ar fi Italia, Franța, Spania, Portugalia, ne demonstrează că indicațiile geografice reprezintă un instrument extrem de eficient în promovarea produselor și că au o contribuție semnificativă în dezvoltarea socioeconomică, culturală și, cel mai important, agroturistică a țărilor în cauză. Republica Moldova are o experiență mai mică cu acest sistem al indicațiilor geografice, denumirilor de origine și produselor tradiționale garantate, însă AGP, în calitate de unica autoritate care acordă protecție pe teritoriul Republicii Moldova indicațiilor geografice, denumirilor de origine și specialităților tradiționale garantate, depune eforturi semnificative într-o consolidare și, cel mai important, în promovarea acestui sistem. În acest context, am deosebită plăcere astăzi să vă prezentăm lansarea hărții interactive a produselor tradiționale din Republica Moldova. Am plăcerea să-i ofer cuvânt domnului Anatolie Fală, expertul care a fost implicat în elaborarea acestei hărți, care ne va povesti cum a fost acest proces de colectare a datelor, cum s-a desfășurat și ce reprezintă această hartă interactivă. Vă rog, domnul Fală. Mulțumesc frumos, domnul director. Bună ziua la toți. Cum a menționat domnul director, deci avem un patrimoniu pe care mulți nu-l cunoaștem sau poate l-am uitat. Avem niște produse inedite, avem produse tradiționale care trebuie să fie pe masa noastră de consum și prin felul acesta, fiind cunoscute mai bine de noi, să fie la fel promovate și pentru cei care vizitează sau sunt turiști în Republica Moldova. Nu vin turiști în Republica Moldova doar numai ca să vadă orhiei vechi, ori cramele de la Purcari, de la Cricova sau Melești Mici. Deci ei vin în primul rând să ne vadă cultura. Și cultura se începe de la aceste produse, care sunt tradiționale. Deci noi, o echipă de experți la nivel național și local, în anul 2017-2018 și cu suportul proiectului european și AGP, am făcut o evaluare a produselor agricole și agroalimentare, inclusiv și careva obiecte de meșteșugărit, care ar putea fi promovate ca produse tradiționale. În rezultatul acestui studiu, deci am descoperit multe produse care merită de a fi susținute și câteva din ele au mers procedurile ulterioare pentru a fi înregistrate, fie ca indicații geografice sau denumiri de origine, și inclusiv o specialitate tradițională. Deci, harta aceasta interactivă include rezultatele acestui studiu, care a fost la fel publicat, deci într-o publicație, dar a fost un număr, să zicem, mai limitat de materiale informative, care le-am distribuit la fel și producătorilor și asociațiilor de filiere și de profil din sectorul agricol și agroalimentar. Deci, noi ne-am propus ca scop să scoatem în vizorul consumatorului local și celor care vin în Republica Moldova acest patrimoniu care este de produse agricole și agroalimentare și să îi încurajăm pe fermieri să se asocieze sub formă de grupe de producători ca ulterior să profite de înregistrarea și protecția acestor indicații geografice. Aici, pe această hartă, nu sunt toate produsele. Deci sunt o parte din ele care la fel ar merita, să zicem, aceeași babă neagră de la nord. Sau, să zicem,
Alevanca de la Parcova sau Alevanca se face și la mine în Glodeni. Dar în spatele acestor produse, la fel, trebuie să fie un grup de producători care trebuie să valorifice. Deci noi avem niște persoane care, să zicem, mai etate, care fac ca o tradiție culinară. Și sunt sigur că ulterior și producători care s-au găsit cu interesați ar putea să dezvolte aceasta sub formă, eu știu, a unui magazin cu produsele acestea tradiționale sau, zicem, să dezvolte afacere. La fel avem aici câțiva producători care sunt sau reprezentanți a grupurilor de producători care probabil că totuși să prezinte interes, să întrebați și istoria lor, că ei au mărs procedurile ulterioare și la momentul actual sunt în curs de înregistrare următoarele 5 produse noi, care sperăm că la fel vor fi și pe rafturile la magazinele din țară și vor fi pe mesele consumatorului local. Vă mulțumesc, domnule Fală, și ofer cuvânt colegului meu, domnul Simeon Levitski, să ne prezinte cum funcționează această hartă interactivă. Bună ziua, mulțumesc, stimată audiență, ne pare foarte bine că avem așa un auditoriu în care prezentăm produsul elaborat cu eforturi comune, după cum s-a menționat, atât experți naționali, AGP, proiectul UE și încă multe persoane care nu sunt în sală, dar au elaborat acest produs. Scopul, după cum s-a menționat, ca să facem cunoscut la toată lumea ceea ce avem. Această hartă interactivă, ceea ce vedeți aici, este repartizată pe unități administrative și fiecare unitate administrativă are o cifră. Cifra aceasta arată la moment acele produse, câte produse tradiționale sunt identificate și incluse în acest produs, hartă interactivă. Desigur că cifra aceasta suntem siguri că va crește. Adică la momentul de față, dacă orice raion dăm o cifră și vrem să vedem ce este în această regiune, la momentul când clicăm pe această regiune, orice regiune care ne interesează, apar ce tipuri de produse sunt înregistrate. De exemplu, sunt înregistrate pe diferite categorii, produse lactate, legume, fructe, produse din carne. Adică, iarăși ne dă o cifră și dacă vrem informația mai detaliată, se poate de apăsat și ne apare lista despre toate produsele incluse la moment în această hartă. Ce e important? Că aici avem lista de produse, de exemplu, din regiunea oarecare, respectiv, la moment când am deschis acest pas, l-am făcut următorul și am văzut o informație succintă, respectiv, la moment, dacă vrem să vedem mai detaliat, mai jos. Îndată o să deschidem informația mai detaliată. Așa. În acest mod, în unele cazuri, produsul este reprezentat și pe fotografie, adică ceea ce reprezintă produsul sau în sine sau produsul ambalat. Și respectiv avem informația detaliată despre producător. Ce înseamnă informație detaliată? Poate fi informație detaliată despre produs și inclusiv datele de contact, toată informația pe care o deține producătorul. Poate fi pagină web, telefon, e-mail, adică în așa caz, orice persoană interesată ar putea să contacteze atât producătorul la direct, dacă îl interesează careva produse. Această hartă, de asemenea, permite de a realiza o cercetare în cazul când vreau să caut după anumite criterii. Spre exemplu, la momentul când vreau să caut nuci, ca exemplu, avem selectate toate produsele care conțin nuci. Poate fi însăși produsul nucă, într-o formă oarecare preparată. În cazul de față, vedem că dacă am dat cuvântul nuci, a identificat și miere care ar putea să fie
Vedem aici miere de mais sau miere polifloră și respectiv avem, iată, în acest mod poate fi selectată informația după produse, după regiune de producere sau combinând două, trei criterii, poate fi îngustată până la informația detaliată despre un produs anume. Suplimentar, la această hartă, avem harta indicațiilor geografice protejate. Adică, dacă pe prima pagină avem produsele care au potențial de a fi protejate în calitate de indicații geografice, la momentul de față, în Republica Moldova sunt 10 înregistrări pentru indicații geografice și denumiri de origine. Adică cele care au trecut procedura de înregistrare și, cum spunem, sunt cu actele în regulă. În cazul de față, pe această hartă sunt identificate și pot fi analizate detaliat acele indicații geografice care deja sunt înregistrate. S-a menționat că 5 cereri sunt în proces de examinare, adică în viitor apropiat, din prima pagină, care erau 5 produse cu potențial de protecție în calitate de indicație geografică, vor apărea și pe această pagină, care deja după finalizarea procedurii de înregistrare. Ce este important? Că această hartă, de ce și este interactivă, că ea pe viitor va fi dezvoltată. Va fi dezvoltată cu implicarea, considerăm noi și venim cu un apel către toată societatea. De ce? Fiindcă în cazul de față sunt producătorii locali, sunt administrațiile locale care știu foarte bine ce produse tradiționale sunt într-o anumită localitate. De asemenea, această hartă ar fi utilă pentru agențiile de turism. De ce? Pentru că la momentul când alcătuiesc un traseu turistic, combină informația care o dețin ei și cu obiectivele turistice, plus ar putea să combine cu această hartă care le arată foarte clar ce produse tradiționale sunt într-o anumită zonă. Adică este o combinație perfectă dintre a vizita anumite locuri și a degusta, a servi anumite produse locale tradiționale. Respectiv, harta aceasta poate fi dezvoltată prin completarea unei cartele, adică unui document, în formă de tabel în care se poate de include informația, respectiv persoana interesată poate să se înregistreze pe pagina respectivă, adică pe această hartă interactivă, primește parola și după aceea poate transmite informații despre un anumit produs, AGP recepționează informația, în cazul când sunt careva întrebări de concretizat, poate fi o careva corespondență, în cazul când toată informația este completă, acel produs va apărea suplimentar pe această hartă. Mulțumim mult! Mulțumesc, domnule Vițchi! În acest context vin cu un îndemn către producătorii locali, către inclusiv meșterii populari, agențiile de turism să vină cu aportul în dezvoltarea acestei hărți interactive a produselor tradiționale. Noi ne-am planificat în viitorul apropiat să elaborăm o aplicație mobilă a acestei hărți ca să fie mult mai ușor de utilizat această hartă, în special, cum a menționat și colegii mei, de către agențiile de turism. Și de către toți cei care doresc să aibă un traseu cât mai eficient, ca să vadă într-adevăr care sunt adevăratele comori ale Republicii Moldova. În acest context am deosebită plăcere să vă invit să degustăm deliciile care au fost prezentate de către producătorii autohtoni, deci produsele cu indicație geografică deja înregistrate și cele care urmează a fi înregistrate în calitate de indicație geografică, denumire de origine și specialitate tradițională garantată. Eu vă mulțumesc. Dacă aveți întrebări, suntem la dispoziția dumneavoastră. Dacă nu, oricum suntem dispuși în orice zi, eu, colegii mei, să vă răspundem la întrebări, inclusiv să completați acest formular ca să dezvoltăm această hartă ulterior și aplicația mobilă. Eu vă mulțumesc și vă urez o zi cât mai reușită. Și dumneavoastră, mulțumesc. Domnule Vițchi, un minut, sfatul dumneavoastră.